mă rog, ca în această dimineață, Dumnezeu să ne vorbească la fiecare în parte. Mai mult ca oricând, avem nevoie de mesaje din partea lui Dumnezeu și mă rog ca fiecare să vorbim și să cerem din partea lui Dumnezeu ca El să ne vorbească. Trăim vremi în care, cum se spunea, vremuri grele din punct de vedere spiritual, dar pentru că încă este libertate, ne bucurăm de faptul că încă Dumnezeu ne poate vorbi. Amin. Ne bucurăm de faptul că încă Dumnezeu ne dă harul să putem să vorbim și cu alții. Amin. Sunt țări în care te duci și dacă vorbești prea multe, s-ar putea să ajungi unde nu vrei. Eu am fost cu câțiva ani de zile la nunta fiicei mele în China și am vrut să mă duc la o biserică subterană. Am zis, mă, am venit la nuntă, dar vreau să mă duc la biserică. Zice, nu te ducă, s-ar putea să ajungi unde nu vrei. Pentru noi, Dumnezeu ne-a dat un har astăzi să putem să stăm înaintea lui Dumnezeu aici, să ne putem bucura. Și mă rog ca Domnul să ne dea puterea să bucuria aceasta pe care El ne-o dă și o revarsă peste noi, să o putem da și altora. Amin. Pentru că este sfârșit de an, e bine să ne gândim și să ne facem o retrospectivă asupra anului care a trecut. E bine să ne gândim și cred că perioada asta care a mai rămas din anul acesta este o perioadă în care ne putem gândi ce am făcut, ce n-am făcut, ce trebuia să facem și n-am făcut, care sunt prioritățile în care trebuie să investim ca oamenii al lui Dumnezeu. Vremea trece și eu stau să mă gândesc că eram tânăr, copil, m-am născut în Oradea și aveam vise multe și chiar mă gândeam stând lângă Delu, în 89 Delu mi-a zis, băi, am o descoperire, zice, de la Domnul. El lucra atunci la CFR, la ECM-ul și zice, mă, m-am băgat pe sub vagoane, zice, și uite, tot am alergat pe sub vagoane pe acolo și am pus semn din partea lui Dumnezeu că dacă nu mă vede, zice, îi semn să fug în Austria. Și m-a chemat primul, a zis, bă, Ovi, uite, am semn din partea Domnului să plec în Austria și uite, s-o tărât. Și au trecut deja 30 de ani. Timpul trece. Ce facem pentru Dumnezeu? Vreau să vă spun. Ce facem pentru Dumnezeu? Acele sunt lucrurile care vor rămâne pentru eternitate. Și mă rog ca Dumnezeu să ne face pe harnici în această zi, să luăm hotărâri noi. Dacă anul ăsta am lucrat mai puțin pentru Domnul, dacă anul ăsta am lucrat mai, am fost mai neechilibrați, nedirecționați în direcțiile lui Dumnezeu. Anul ăsta să zicem, Doamne, vreau ceva mai mult. Doamne, și tare m-aș bucura ca în perioada care ne mai stă în față să, dacă putem să lăsăm toate preocupările acestei lumi și să ne concentrăm un pic și să, dacă putem să mai ținem și o zi de post, că de multe ori mai uităm și lucrul ăsta, pentru că în momentul când postești, ce se întâmplă? Te deconectezi de firea asta care cam cere prea mult și când te conectezi cu lumea lui Dumnezeu, vezi dimensiunea lui Dumnezeu. Mă rog ca Domnul să ne dea și să ne facă parte, ca în timpul acesta care ne stă înainte, zilele acestea, să fie zile binecuvântate, în care să vedem cerul deschis, că Dumnezeu este încă pe tron, Dumnezeu încă guvernează universul, El este și conduce lumea întreagă. Chiar dacă nu ni se pare că alții conduc lumea, vreau să vă spun, Dumnezeu e în control. Și pot să vă spun lucruri frumoase. Nu știu dacă cei de la tehnică au apucat să descarce PowerPoint-ul ăla, ca să știm, e ok, funcționează? Poate la început aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre partea, un pic din cuvântul lui Dumnezeu. Iisus, înainte de a pleca, înainte de a sfârși lucrarea, El a sfârșit-o într-un cadru de unitate și părtășie. Și și-a chemat ucenicii și vedem că se întâlnesc cu ei
pe muntele Galileea, unde Scriptura ne vorbește, și mă bucur că și astăzi, în biserica dumneavoastră, este un timp în care dumneavoastră doriți și ați dorit să veniți să vă uniți. De aceea aș vrea să citesc câteva cuvinte din Scriptură și doar câteva scurte motive de încurajare, de îmbărbătare aș vrea să vă las înainte de a vorbi despre ceea ce face Dumnezeu în Africa. Și aș vrea să descrie în Scripturile la Matei, capitolul 28, de la versetul 16, și să citim câteva versete. Cei 11 ucenici, haideți să ne ridicăm în picioare. Cei 11 ucenici s-au dus în Galileea, în muntele unde le poruncise Iisus să meargă. Când l-au văzut, ei i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Iisus a apropiat de ei, a vorbit cu ei și le-a zis: toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Amin. Vă rog să ocupați locul. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Acestea au fost cuvintele de rămas bun pe care Iisus le-a dat ucenicilor. Întotdeauna când cineva pleacă de pe pământul ăsta, și am văzut multe persoane care au plecat, întotdeauna în perioadele acestea, dacă persoana aceea mai are harul să poată să comunice, în general, nouă ne place să lăsăm anumite lucruri celor dragi. Eu știu când a murit mama mea, înainte de a muri, în 86, ne-a chemat pe toți, eram trei băieți, eram în Oradea și ne-a chemat și ne-a zis un lucru: vreau să vă spun că eu trebuie să plec, dar vreau un lucru de la voi, vreau să nu vă îndepărtați de Domnul. Mama mea chiar atunci s-a întors la Domnul, cu câteva luni în urmă, și acele cuvinte m-au urmărit tot restul vieții mele. Chiar dacă după scurtă perioadă, după ce mama mea a murit, am plecat departe de Dumnezeu, acele cuvinte ale ei, acea dorință, acele lucruri de valoare pe care a încercat ea să mi le dea, au fost cele mai importante. Tot așa și noi trebuie să înțelegem că Iisus a încercat să dea ucenicilor un mesaj actual, care este actual și astăzi. Iisus nu a murit, nu s-a desființat, nu a dispărut, ci Iisus a plecat din lumea aceasta în lumea lui Dumnezeu. Și El a spus ucenicilor următoarele cuvinte: eu nu dispar, eu mă duc la Tatăl. Și cu toate că ucenicii, mulți dintre ucenicii care au venit să se întâlnească cu Domnul, l-au văzut. L-au văzut în timpul trăirii, l-au văzut în timpul învierii. Vedem în versetul 17 că mulți dintre ei s-au îndoit. Oare de ce așa de ușor acceptăm în inima noastră îndoiala? De multe ori pentru că nu înțelegem lucrurile lui Dumnezeu, nu le pricepem. Suntem ca acea sămânță care cade lângă pământul acela bătătorit și dacă cuvântul nu este înțeles sau nu îl luăm pentru noi, de multe ori cel rău vine și îl ia de la noi. Spune Scriptura că vine și îl fură. Și apoi apare îndoiala, apoi apare descurajarea. Arma celui rău în societatea noastră funcționează foarte repede. Și vedem că și astăzi cel rău vine cu această sămânță al îndoielii. Și chiar dacă Iisus ne spune fiecăruia în ziua de astăzi că noi trebuie să lucrăm împreună cu El, vedem că tot mai puțin oameni lucrează împreună cu Domnul. În timpul lui Ceaușescu era
biserica constrânsă să rămână între ziduri. Și parcă am tot rămas închiși între zidurile acestea. Parcă așa de greu este să ieșim dintre ziduri. Văd lucrul acesta pentru că sunt prins în această lucrare de mulți ani, de zile, din 91. Am plecat în Oltenia și am stat acolo pentru 8 ani jumate. Am mai fost plecat încă un an jumate cu soția prin România și Ungaria cu un cort de misiune. Și am văzut că parcă tot mai greu avem curajul să ieșim din această barcă în care am intrat. Parcă ne simțim foarte bine aici în biserică și e frumos că este bine. E frumos că în cadrul bisericii Dumnezeu face lucruri frumoase, dar cred că Dumnezeu ne vrea să trecem, să ieșim din starea aceasta. Petru este singurul care iese în momentul când Domnul Iisus se prezintă pe valuri, pe marea tulburată. Singurul care iese și are curajul este Petru. Dar cu toate că are curajul, este singurul și care experimentează provocările umblării prin credință. Da, într-adevăr, când umbli prin credință, ai tot felul de provocări și tot felul de stări și tot felul de situații. Dar dacă ieși prin credință, bazându-te pe Dumnezeu, Dumnezeu te face biruitor. Slăviți să fie Domnul! Mă rog ca Domnul să facă și în această biserică cât mai mulți oameni să iasă din starea în care sunt. Eram la soacră mea zile trecute în județul Arad și cineva de acolo mi-a spus, un prieten de la biserica noastră, de la Maranata din Oradea, zice, măi frate Ovi, vreau să spun în Sebiș de Arad, zice, vin 200 de musulmani. Și el era așa foarte descurajat, cumva 200 de musulmani, Sebișul are, e un sat mai mare. Și am zis, slăvit să fie Domnul, înseamnă că aveți câmp de misiune aici. Doamne ferește, începea să privească lucrurile din perspectiva umană. Dacă noi nu mergem la musulmani, vin ei la noi. Și mă rog Domnul să ne ajute să răscumpărăm vremea. Este o vreme în care Dumnezeu ne cheamă să lucrăm cât se mai poate lucra. Este o vreme în care Dumnezeu ne dă puterea aceasta să lucrăm. Și numai să avem curajul să deschidem gura și să vedeți ce lucruri frumoase face Dumnezeu. Am pe telefon o grămadă de musulmani pe care îi prind, pe niciunul nu îi las. De ce să musulmanii ăștia să nu-L iubească pe Domnul și să ne trezim cu ei pe aici, pe în biserică, să ne facă cine știe ce lucruri, în loc să lucrăm pentru Domnul și să-i avem aici printre noi, să vedeți ce lucruri frumoase face Dumnezeu când întoarce pe un nebun din ăsta, că și Pavel a fost un nebun. Dar dacă vine Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să schimbe pe oricine. Mă rog ca Domnul să ne ajute ca, încurajați de cuvintele acestea ale lui Iisus, de a merge, de a duce cuvântul lui Dumnezeu la orice făptură, și dacă avem curajul acesta, vreau să vă spun, Dumnezeu face miracole. Eu m-am dus în China în 2017, când s-a căsătorit fiica mea, și cu tradițiile lor, pe acolo m-am plictisit, era frumos, de la neam la neam, de la cultură, m-am văzut o grămadă de lucruri. Dar am zis, Doamne, dar aș vrea să fac și ceva pentru Tine. 3 săptămâni am văzut China aia, m-a plimbat peste tot, și neamuri, și tradiții, și obiceiuri. Am zis, Doamne, dar ce fac pentru Tine? L-am rugat pe ginere, pe Lin, du-mă la o biserică. Când m-a dus la o biserică de aia catolică, era, am zis, mă, nu din asta, mă, una din aia, știi tu cum e la noi, cu power. Aia e greu. Și până la urmă, pentru că nu m-au primit cei de la bisericile acestea subterane, zice, hai că te duc eu la o... Că el știa că îmi place să vorbesc cu oamenii, zice, am să te duc la cineva la care nimeni nu merge. Și m-a dus la o verișoară de-a lui. Când am ajuns la verișoara lui, era în pat, era bolnavă, mi-a zis Lin, zice, măi, ea este în fază terminală, avea deja metastază, avea cancer.
Avea undeva 21-22 de ani, disperată, fără nedejde, avea la capul ei un radio care mergea continuu. Și l-am întrebat pe Lin, măi, dar ce tot zice radio ăla, că era așa de insistent și insistent, că zic că, băi, oprește, nu, că e fu, zice. Zic că, dar ce înseamnă fu? Ăla, nu știi tu, ăla cu burta mare, să-l mustre Domnul Iisus, zic că. Și încet, încet, fata, am început să vorbesc cu verișoara lui, am vorbit și fata încet, încet mi-a arătat. Mă, uitam aici o pungă plină, avea o plasă plină de CD-uri, de cărți, de tot felul. Și am început să-i vorbesc despre dragostea lui Iisus Hristos, care suplinește orice nevoie, care are răspuns la orice problemă, dragostea lui Iisus care rezolvă orice lucru, dragostea lui Iisus care ne atinge lucrurile care lumea nu poate să le atingă, dragostea lui Iisus care este nesuperioară de tot ceea ce găsim pe acest pământ. Și vorbindu-i acestei fete prin Lin de Domnul Iisus, fata aceasta s-a luminat efectiv la față. Efectiv am văzut-o ca și o floare care auzi, așa face cuvântul lui Dumnezeu. Când îl sădim prin credință. Și vreau să vă zic, după că am mai mers, am vizitat-o de câteva ori, s-a luminat la față. Și chiar mi-a zis Lin la un moment dat, zice, măi, verișoara mea a prins viață, s-a apucat, a făcut curat pe acolo, prin casă, a făcut tot felul de lucruri. Dar ce am făcut? I-am legat inima de cer, slăvit să fie Domnul. Da, într-adevăr, după câteva zile, ea a plecat, dar a plecat la Domnul. Oare câți oameni au plecat la Domnul? Sau câți oameni au plecat din lumea asta și puteau să plece la Domnul, împăcați cu Domnul, și noi n-am făcut nimic? Oare câte suflete vor sta în ziua judecății și vor zice, tu ai știut adevărul și de ce nu mi l-ai spus? Tu ai știut cine este Iisus, dar tu te-ai ascuns. Oare cum vom sta înaintea lui Dumnezeu? Poate Dumnezeu ne va cere sângele acestor oameni, îl va cere de la noi, pentru că am stat nepăsători. Mă rog ca Domnul să ne cerceteze și să vedem nevoia sufletelor după Dumnezeu. Lumea aceasta zace în cel rău și vreau să vă spun, lumea aceasta nu este satisfăcută cu orice are. Am vorbit cu oameni de tot felul. Și vreau să vă spun, când ajungi să vorbești cu ei și să stai de vorbă cu ei, vei vedea că acești oameni stânjez după altceva. Și fie ca bunul Dumnezeu să ne facă acei mesageri al Lui aici, pe fiecare unde ne-a pus Dumnezeu. Îmi place să spun și spun de multe ori, misionar înseamnă trimis, nu este niciun titlu, niciun... Misionar este trimisul lui Iisus. Eu cred că dumneavoastră aici, în Graț, sunteți trimișii lui Iisus. Amin? V-a trimis Domnul Iisus aici? Înseamnă că sunteți misionarii lui Iisus. Faceți-vă datoria cu dăruire și cu putere. Și oriunde Dumnezeu vă cheamă să deschideți gura, nu vă fie rușine. Că spune Biblia că Dumnezeu în ceasul acela vă va dea lucruri care nici nu vă dați seama. Eram în țară zilele trecute și m-a chemat fratele Nelu Brie, zice, vrei să vii la evangelizare? Ba, cum să nu? Și ții minte că m-am dus la evangelizare și în timp ce era evangelizare, era un cort pus lângă niște magazine, supermagazine acolo. Tinerii toți stăteau acolo în fața cortului. Am zis, mă, nu stați aici că îi spăreați pe oameni, nu mai intră nici în cort. Haideți cu mine. Da, dar abia am găsit unul care să vină cu mine. Un băiat de la institut și-a venit și mi-a luat o vestă de asta fluorescentă. Nu mai știam ce să iau ca să, nu, cumva să se oprească oamenii. Nu știam cum să o... Și ții minte că a venit o femeie cu un bărbat. Și tot mă rugam și ziceam, Doamne Iisuse, dă-mi cuvânt. Când s-a apropiat femeia de mine, i-am zis, Doamnă, vreau să mă rog pentru dumneavoastră. Femeia s-a uitat așa cum a văzut în vestă,
Deci, Doamne ferește, tot am măsurat așa de cap până în picioare, avea cred că undeva 65 de ani, 67, soțul lângă ea. Și Doamne, nu, zice, nu se poate, că noi ne rugăm, zice, noi nu avem nevoie. Dar Doamne, nu vă supărați, eu vreau să mă rog, nu vă costă nimic, am eu plăcerea asta să mă rog pentru dumneavoastră. S-a uitat femeia la mine, zice, bărbăluate, dacă omul ăsta vrea să se roage pentru noi, hai să se roage. Am prins-o de mână pe doamna și pe soțul de cealaltă mână și am început să mă rog. Vreau să vă spun, m-am rugat, n-a fost o rugăciune lungă, pentru că nici nu trebuie să fie una lungă, dar aș fi vrut să mă mai rog mai multe, să mai spun una și alta și aoleo, până la urmă am încheiat. În mintea mea eram așa frământat și ziceam, bă, puteam să zic și ceva mai frumos așa, mai ca la români, mai o doină ceva, ca să atingă inima omului, să se simtă și ăla că m-am rugat, că am făcut și eu ceva pentru ei. Și după ce am încheiat să mă rog, se uită femeia la mine, zice, domnule, așa ceva, zice, n-am mai auzit de când în ziua, zice. Slăviți să fie Domnul. De aceea vreau să vă spun și vă încurajez, lăsați-vă folosiți de Dumnezeu. Acolo unde Dumnezeu v-a pus, fiți o lumină a lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu vă dă puterea, haideți să facem, să luăm pe Domnul cu noi de fiecare dată și oriunde mergeți să-L chemați pe Domnul, Doamne, vino cu mine, Doamne, nu știu ce să-i spun la omul ăsta, dar te rog să-mi dai Tu cuvinte speciale. Eram tot așa la o evanghelizare și nu știam ce să-i spun la om și am început să-i spun la unul despre elefanți. Chiar am avut o experiență cu un băiat de aici, din zonă, nu știu pe unde e, Amstetten sau de unde e, un băiat Marcus, la sfârșitul lui mai, începutul lui iunie, în timp ce duceam niște haine pesate, pentru că atunci e perioada rece în Namibia, este iarnă și temperatura coboară la 0 grade noaptea, erau 6 tineri în mașină și mergeau dintr-un sat spre celălalt sat. Și în timp ce au ieșit din sat, în fața lor s-au trezit cu o turmă mare de elefanți. Noi sfătuim pe tineri anumite lucruri și le spunem câteva lucruri foarte importante care trebuie făcute, dar tinerii ăștia se grăbeau și la un moment dat doi dintre băieți, un băiat Marcus de aici, de lângă dumneavoastră, s-a dat jos și cu un băiat de lângă Oradea, Sami, s-au dat repede jos din mașină și acum au zis, bă, noi avem treabă, noi nu putem să stăm după elefant. S-au dat și au început să bată din palme, Marcus a mai luat și un băț și a dat după elefant și elefanții la un moment dat au fugit. În general, elefanții sunt cei mai imprevizibili, sunt foarte imprevizibili, ei par cei mai jucăuși, dar elefanții africani sunt și foarte agresivi. Elefanții au fugit și în timp ce fugeau elefanții în buș, cum zicem noi, ei au început să uite cum fugă elefanții. Ovi, un băiat din Incești, acolo de lângă Oradea, conducea mașina aceea, pick-up-ul ăla, și le-a zis, măi, nu vă supărați, eu ce am învățat aia practic, eu rămân în mașină, asta sunt regulile, eu nu calc regulile. Și a rămas în mașină, a zis, Marcus și Sami, stați, voi liniștiți că noi aici suntem cu elefanții. Și la un moment dat un elefantul mascul, s-a întors dintr-o dată brusc și a început să fugă după ăștia. Sami e un băiat așa micuț, mai bine făcut așa, un băiat care când a venit acolo la noi se ocupa de droguri, era prins cu toate prostiile, dar Dumnezeu l-a eliberat și astăzi e un băiat plin de pasiune pentru Dumnezeu. Îmi povestea, frate Ovi, zice, când am văzut elefantul că a făcut curba și a început să fugă după noi, zice, am fugit cum n-am fugit în restul vieții mele, simțeam că iese inima din piept, zice, așa am fugit, simțeam că picioarele iau, merg înainte, zice, dar cu toate că am fugit eu tare, zice, când m-am uitat a doua oară în spate, zice, am văzut elefantul în spatele meu, zice, atunci am zis, gata, eu mă duc la Domnul. Dar dintr-o dată i-a venit ceva în minte și o luat-o în dreapta. În timp ce el o luat-o în dreapta, Marcus o luat-o în cealaltă parte. Și la un moment dat
Elefantul s-a luat după Marcus și cred că Dumnezeu are simțul umorului și știe Dumnezeu toate lucrurile. Cred că dacă se lua după, cum vorbeam cu Sami, dacă se lua după tine, cred că acum noi eram într-o altă stare, i-am zis. Și s-a luat după Marcus, efectiv în câteva secunde l-a prins, pentru că elefantul nu știe să ia curbe, ăla mere numai înainte. Am văzut atâtea situații cu elefanții ăștia. Și l-a prins. Repede l-a prins, cu trompa l-a prins și a început să-l prindă, că elefantul te prinde, de obicei îs câteva chestii care le face elefantul. Te prinde, l-a prins cu trompa și l-a dat de câteva ori cu el de pământ. S-a rupt ceva coaste aici, chiar sus, cum l-a lovit. Și după aceea a început să s-apese, că asta face elefantul, să apasă cu trompa pe tine. În timp ce l-a apăsa, Marcus îmi zicea, frate, Ovi, am simțit că trece trocul pe mine. Zice, față, spate, față, spate, așa am simțit. Și zice, când am simțit că nu mai pot, atunci mi-am adus aminte de Domnul, zice. Mi-am adus aminte de Domnul și am zis, Iisuse, scapă-mă. Zice, când am zis, Iisuse, scapă-mă, zice, am văzut capul ăla mare de elefant, zice, și am văzut așa cum era întors elefantul spre mine, am văzut ochiul drept care s-au uitat în ochii mei și efectiv a înțepenit ochii și nu mai clipit, eu mă uitam în ochii lui, el se uita în ochii mei. Și zice, efectiv, zice, nu știu cât o durat, zice, cred că 3 sau 4 secunde, elefantul a înțepenit. Și dintr-o dată, înțepenit așa, mi-a dat drumul și a fugit. Zice, atunci mi-am dat seama ce mare putere are numele lui Iisus. Slăvit să fie Domnul. De aceea aici nu aveți elefanți de care să vă fie frică. Nu aveți situații dificile în care să ziceți, bă, nu pot să mă duc în lucrarea lui Dumnezeu că mi-e frică de atâtea și atâtea lucruri. Am avut situații în timpul programului când am predicat, ne-am trezit de multe ori că o pica câte un șarpe din pom și pica acolo printre noi. Vreau să vă zic, niciodată n-a căzut un șarpe pe noi. Niciodată în toți acești 10 ani și suntem în al 11-lea an, niciodată un om n-a în lucrarea lui Dumnezeu, n-am avut unul măcar să se îmbolnăvească, că au făcut el o viroză sau de-astea. Am avut unul care să aibă malarie și atâtea boli și atâtea chestii. Cred că ar trebui din când în când să mai cadă câte un șarpe pe aici, pe în biserică, poate Domnul ne-ar mai mișca așa un pic și ne-ar mai aprinde un pic așa și ar pune în circulație adrenalina asta, că parcă prea ne simțim prea bine și bine că există armonia asta între noi. Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea această capacitate de a vedea nevoia sufletelor. Că dacă am vedea cât sunt disperate aceste suflete, am face lucruri mari. Eram într-o zi, mergeam să-mi scriu o mașină și e la vreo 200 și ceva de kilometri de noi acolo și în timp ce mergeam acolo, eu tă mă rog, și pe care îi prind nu scapă. Am fost învățat în Diosig, eu am trăit până la vârsta de 9 ani și ceva, în Diosig, era un sat lângă Oradea, și pentru că eram 3 băieți, ne-a plăcut pescuitul. Și țin minte când m-am dus prima oară la pescuit, din ață mi-a făcut undiță. Și aveam ace de gămălie și le făceam în toate felurile. Bă, și așa cum le-am făcut, am început să prind pești, vreau să vă zic. Și încet, încet ne-am experimentat, am cumpărat tot felul de instrumente și încet, încet am învățat să pescuim. Tot așa e și în lucrarea de răscumpărarea sufletelor. Domnul Iisus îi spune la Petru, băi, tu știi să pescuiești, dar eu vreau să te învăț o meserie mai bună. Eu vreau să te învăț să pescuiești lucruri de valoare, Domnule, nu pantofi și alte lucruri. Că așa am început și noi când am început să pescuim. Eram 3 frați. Toată ziua eram pe baltă acolo și pescuiam în Diosii. Mă rog ca Domnul să vă prindă așa ceva acolo în inimă și să ziceți, Doamne, anul care vine, vreau măcar în fiecare săptămână cu o persoană să vorbesc. Eu am o dorință și eu mă rog întotdeauna lui Dumnezeu, Doamne, măcar cu un om să pot vorbi despre Tine. Și vreau să vă spun, am văzut oameni care s-au întors la Dumnezeu. Am văzut oameni pe care în momentul când te rogi pentru ei, vine Duhul Sfânt. Oameni care plâng și Dumnezeu îi redirecționează, Dumnezeu îi recalibrează, că diavolul
pe mulți i-a înșelat. Dar dacă Dumnezeu îți dă cuvinte, Dumnezeu te poate ajuta ca prin gura ta suflete să fie câștigate pentru Dumnezeu și Domnul să ne ajute. Deci am de experiența asta cu elefantul, în timp ce eram, vorbeam cu cineva, mi-a venit să îi spun, băi, tu știi că Dumnezeu are putere și peste elefanți. Și chiar așa i-am zis, de elefanți, nu știu, m-am tot gândit, că de multe ori când vorbim, nu ne dăm seama că Dumnezeu vorbește prin gura noastră, că dacă ne lăsăm folosiți, Dumnezeu vorbește. Și îmi spune un băiat, dar zice, eu am lucrat cu elefanții, zice, am fost la nu știu ce, ce circ din ăsta prin Ungaria. Măi, și de acolo, direct în undiță și atât, așa am vorbit cu băiatul ăla, așa cum am scrie pe Facebook tot timpul, îmi trimite mesaje și nu știi ce Dumnezeu are în plan, slăvit să fie. Domnul să vă întărească, să vă dea puterea ca în anul care stă înainte să luăm hotărâri noi. Toată puterea, zice Domnul Iisus, mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă. Asta e porunca pe care ne-a dat-o. Asta e mesajul care trebuie să fie în inima noastră. Și să dorim, să mergem să lucrăm pentru Dumnezeu. Doamne, vreau să fiu harnic pentru Tine. Am tot, eu când m-am pocăit, eu ții minte, m-am pocăit prin Iuliu Centea. Și m-am tot gândit, bă, dar cât am fost nepocăit, câte prostii am făcut. Păi, dar pentru Domnul cât nu merită. Când am avut firmă, vreau să vă spun, în Oradea, Dumnezeu m-a binecuvântat, am avut un fast food în gara acolo, Maxul ăla, și închiriere auto și firmă de construcții și lucram ca nebunul și dormeam câte 2-3 ore noaptea și zic eu, Doamne, dar pentru lumea asta am putut să trag atâta și pentru Tine, când e vorba să fac ceva, nu se poate. Și dacă suntem sinceri cu noi și vrem să facem ceva pentru Dumnezeu, păi nu există să nu ne autodisciplinăm. Păi nu se poate, că doar nu trupul ăsta ne conduce, ci mintea și Duhul lui Dumnezeu este cel care este în control. Și fie ca bunul Dumnezeu să lucreze la nivelul minții noastre, să vedem adevăratele valori, să vedem adevăratele nevoi și într-un fel sau altul să zicem, Doamne, hai să luăm hotărâri noi, hai să ne organizăm ca biserică, hai să, de ce nu ca biserică să mergeți și să căutați pe toți fiii risipitori, că mulți sunt, vreau să vă spun, mulți sunt, dacă stai și vorbești și îți deschizi gura, o să vezi că se vor lipi ca și ăsta, suflete care sunt disperate, care sunt dezamăgite și Domnul să se folosească de dumneavoastră aici, în vremea aceasta. Mi-aduc aminte de o fată, nu știu de ce trebuie să vă spun eu experiențele astea, că tot v-am spus despre faptul că am mers la, într-un orășel să-mi scriu mașina și n-am încheiat și fata asta, ții minte, când am vorbit cu ea, era gură cască la noi și tot îi spuneam de Domnul și a venit o colegă de-a ei lângă și în timp ce vorbeam cu ea, tot ascultat, zice, să știi că și eu am nevoie de multe rugăciuni, zice, nu-i de ajuns una pentru mine, zice, foarte multe rugăciuni, zice, că am atâtea probleme, de nici nu mai știu de capul meu. Și ne-a chemat la ea în birou, am becat la ea în birou și a început femeia cu probleme, cu familia, că pe punctul să mă despart, că îs bolnavă, că îs depresivă, că vreau să mă sinucid, că mi-a scos din geantă o grămadă de medicamente, zice, nu mai știu. Și lucra ca și secretară la șeful de poste acolo din Zumeb și atunci am început să vorbim cu ea și am început să-i spunem despre dragostea lui Iisus. Nu e alt mesaj care putem să-l spunem omenirii, că e cel mai puternic. Dragostea lui Iisus, slăvit să fie Domnul. Și vreau să vă spun, după ce am vorbit cu femeia asta, intrase și șeful de post acolo, în camera aceea unde erau ei, și am zis la șeful de post, nu vă supărați, nu vreți să ne rugăm pentru secretara dumneavoastră. Cum să nu o zis? În Africa să știți că n-ai probleme, dacă spui și la președinte, dacă mă duc în birou și îi spun, haideți să facem o rugăciune. Niciodată nu mă refuză. Și ne-au rugat și vreau să vă spun, după ce ne-au rugat, s-a luminat la față. Efectiv am văzut-o că a intrat Duhul de viață în ea, slăvit să fie Domnul. Și a început să zică femeia, zice, simt ceva că s-a întâmplat la mine aici. Și era fericită, s-a luminat efectiv la față. Și zice, mă, să mai vii pe la mine. Am venit. Chiar mi-a făcut drum să mai merg în orașul ăla.
M-am dus la ea și direct acolo la birou m-am dus. Și când m-a văzut plină de bucurie, zice, slăvit să fie Domnul, Domnul mi-a câștigat familia. Zice, mă înțeleg cu soțul, zice, ca la început, slăvit să fie el. Și am zis, uite, ăsta e Domnul, ține-te legat de Domnul. Și era plină de bucurie, zice, africanii au o vorbă, zice, ei se simt binecuvântați când simt că au ceva. Zice, I'm happy, zice, I'm blessed, zice, sunt fericit că sunt binecuvântat, zice, am un bebe, slăvit să fie Domnul. Într-adevăr, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu lucrează. Mă rog ca Dumnezeu să lucreze și cu dumneavoastră. E atâta de lucru, vreau să vă spun, e atâta de lucru peste tot în lumea asta. Și Dumnezeu caută lucrători. Mai mult ca orice, Dumnezeu caută lucrători. Și fie ca anul acesta care îmi stă în față, să fim harnici pentru El. Harnici pentru împărăție și să ținem minte cuvintele acestea, ultimul verset care zice aici în versetul 20, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, slăvit să fie Domnul. În momentul când te duci să lucrezi cu Domnul, să știi că El este cu tine. Amin. Ții minte când am ajuns noi în Africa, ne-am poziționat la jumatea distanței între două localități și la un moment dat au început să se pocăiască oameni. Și au început să vină oamenii, tot mai mulți la biserică și a venit la un moment dat, în timp ce eu eram plecat atunci, dar era băiatul meu în bază, a venit cineva la noi fuga repede. A venit cu falcă în cer, una în pământ, veniți că ne omoară, Franz, un băiat de acolo din zonă, s-a îmbătat și era turmentat de cel rău și a venit așa hotărât familia lui acolo la noi, veniți că ăsta ne omoară. A luat o sabie mare, cum zic ei, macetă, zice, gata, vrea să ne taie gâtul la toți. Dani meu atunci avea, cred că, 17-18 ani, a început să meargă fuga, că era vreo 800 de, poate mai bine, de metri, aproape un kilometru până acolo, a fugit și între timp a mai luat un băiat.